Alături de mine în continuare se află doctorul Emil Ungureanu, medic primar oftalmolog, cu care vom discuta astăzi despre glaucom. Este un subiect destul de delicat și de maxim interes, cred că pentru foarte mulți dintre noi. Domnul doctor, bună ziua în primul rând. Sărmâinile. Ce este glaucomul și cum se poate, în primul rând, depista? E complicat, adică nu există o singură definiție a glaucomului. Glaucomul a fost inițial definit ca tensiune mare la ochi. Pe urmă s-a văzut că dintre pacienții care au tensiuni mari la ochi, nu au glaucom. După cum, printre pacienții cu tensiune aparent normală, limitele considerate normale, o parte dintre ei au glaucom. Atunci s-a ajuns la concluzia că este o afectare a nervului optic, care progresivă și care, într-adevăr, în majoritatea cazurilor se asociază cu tensiune intraoculară crescută, care tensiune intraoculară crescută nu mai este printre criteriile de definiție a glaucomului. Ne legăm de tensiune în continuare în ceea ce privește glaucomul, pentru că scăderea tensiunii este principala modalitate de tratament a glaucomului și respectiv de monitorizare a tratamentului. Mai există și alte modalități care pot să ajute la tratament, dar ele sunt mai puțin eficiente decât scăderea tensiunii. Pentru glaucom există mai mulți factori de risc. Factorii de risc care sunt prezenți în populație sunt, odată, vârsta. Cu cât pacientul este mai în vârstă, cu atât riscul să aibă glaucom este mai mare. Dintre pacienții de 80 de ani care au glaucom, mai puțin de 10% au glaucom la vârsta de 50 de ani. Scuză-mă că te întrerup referitor la vârstă, așa ca o mică paranteză, doar cei în vârstă sunt expuși la această... Nu, nu. Adică există și glaucom congenital, există și glaucom juvenil, există multe tipuri de glaucom, dar majoritatea tipurilor de glaucom, care sunt glaucomele cu unghi deschis, da, sunt legate de vârstă. Al doilea factor mare de risc este istoricul familial, și anume rude de gradul întâi cu glaucom. Contează și dacă a avut o mătușă cu glaucom sau un bunic sau un văr, dar din punct de vedere statistic nu s-a putut demonstra că este semnificativ. Trebuie să fie o rudă de gradul 1, de obicei un părinte sau un frate care să aibă glaucom, și atunci statistic șansele tale de a avea glaucom sau de a face glaucom ulterior sunt semnificativ mai mari. Al treilea factor major de risc este rasa. Mai ales rasa neagră se asociază mai frecvent cu glaucomul cu unghi deschis. E într-adevăr mai puțin frecventă în populația României, dar mai există și asemenea pacienți. Pentru a monitoriza glaucomul, în principiu, dacă nu este un alt semn de întrebare, orice pacient care are peste 50 de ani ar trebui să facă o monitorizare de glaucom. Există multe centre care se ocupă de așa ceva și cam toate își fac treaba bine sau foarte, foarte bine. În principiu, ar trebui să facă o măsurătoare de tensiune intraoculară. În afară de măsurătoare de tensiune intraoculară, ar trebui să facă o evaluare a fundului de ochi, mai ales dacă se poate, există posibilitatea să fie asociată cu o tomografie de nerv optic și câmp vizual. Un câmp vizual computerizat cu interpretare statistică care să ne poate arăta. Aceste date se corelează una cu cealaltă și pacientul poate fi împărțit în trei variante. Se poate că pacientul să nu aibă glaucom și este un caz fericit. Dacă nu are glaucom, tot ar trebui să facă un control. După vârsta de 50 de ani ar trebui să fie chiar un control anual, pentru că dacă nu are glaucom acum, nu înseamnă că nu o să aibă glaucom peste 5 ani sau peste 10 ani sau peste 15 ani. Atunci, și dacă eu concluzionez că un pacient nu are glaucom, îi spun că nu are glaucom în acest moment, asta nu înseamnă că nu va face pe viitor. Da? A doua variantă, e clar, este să aibă glaucom clar. Dacă are glaucom, trebuie început un tratament. În mod normal, dacă glaucomul este descoperit la început, cu tratament boala poate fi ținută sub control în majoritatea cazurilor, astfel încât pacientul să aibă pentru toată viața o vedere bună, pur și simplu aproape să nu știe că are glaucom, în afară de cele câteva picături pe care și le pune o dată sau de două ori pe zi. A treia variantă, și asta este posibilă, este ca modificările să nu fie suficient de clare. Faptul că nervul optic este modificat poate să fie într-adevăr în cadrul evoluției glaucomului, dar în afară de asta, poate să fie pur și simplu constituțional. Cum unii avem degetele mai lungi sau fața mai lată sau, mă rog, ochii mai depărtați unul de altul, așa se poate ca și acea adâncitură din centrul nervului să fie constituțională. Și atunci noi pe acești pacienți trebuie să-i urmărim la 3 luni dacă lucrurile par mai grave sau la 6 luni, astfel încât să comparăm situația de acum cu situația de peste 6 luni. Adică se fac aceste măsuri, dar se fac încă o dată și se vede dacă există vreo progresie. Dacă nu există vreo progresie, noi vom concluziona că sau nu este glaucom, e ceva constituțional, pur și simplu așa e felul pacientului, sau poate într-adevăr este glaucom, dar este cu evoluție foarte lentă spre deloc, și atunci nu ne apucăm să tratăm un asemenea caz până nu suntem siguri că există o progresie și atunci există glaucom. Există anumite semne care ar trebui să ne dea de gândit, să mergem în secunda 2 la doctor să ne facem un control
Din păcate nu. Există două tipuri majore de glaucom. Există glaucom cu unghi închis și un glaucom cu unghi deschis. Glaucomele cu unghi închis sunt mai rare. Sunt, în funcție de populație, între 7% și 20% din numărul de glaucome. Însă, pe plan mondial, sunt mai serioase și pot să fie responsabile de aproape jumătate din numărul de pierdere a vederii datorate glaucomului. Glaucomele cu unghi închis se manifestă prin atac de glaucom, la modul dramatic, dar poate să existe sub atacuri și atunci pacientul vede niște halouri în jurul obiectelor și poate să apare și o durere bruscă de cap care să meargă pe jumătate de craniu și se poate asocia cu greață, cu vărsătură. De asta câteodată pacientul se întâmplă să nu ajungă la oftalmolog, să ajungă la neurolog sau să ajungă la gastroenterolog din cauza senzației de vomă. Glaucomul cu unghi deschis se poate să crească tensiunea, dar dacă ea crește lent, în multe cazuri, pacientul nu o sesizează ca atare. Și atunci se poate să nu ajungă decât când efectiv nervul ajunge să fie distrus și să vadă prost. Poate să fie o descoperire întâmplătoare. Pacientul pur și simplu ajunge pentru o prescripție de ochelari și cine îl vede acolo, doctorul care îl vede acolo, la sfârșit, când face și un examen de fund de ochi, vede că e o imagine suspectă. Există și asemenea cazuri. Există pacienți la care apare o scădere a acuității vizuale la modul dramatic sau o durere la modul inițial și asta e un caz fericit pentru că ne atrage atenția și se poate descoperi glaucom care poate alminteri nu s-ar descoperi. Dar am avut pacienți și cam orice medic oftalmolog a avut asemenea pacienți care au venit când deja un ochi era complet pierdută vederea. Au venit crezând că au cataractă sau spunându-se că au cataractă sau cine știe ce altă afecțiune și poate că aveau și cataractă, dar pe lângă cataractă nervul era complet distrus din cauza glaucomului. Există și asemenea cazuri. Asta este de fapt principala problemă, pentru că un glaucom descoperit la timp, tratat cum trebuiește, în mod normal nu ar trebui să avanseze pe parcursul vieții individului astfel încât să-i creeze probleme. Poate fi ținut sub control foarte, foarte, foarte bine. Marea problemă la glaucom este când e descoperit prea târziu. Asta este marea problemă și de asta, în principiu, cam orice oftalmolog, cam orice pacient peste 50 de ani, ar trebui să facă un screening de glaucom. Nu trebuie să-l facă într-un loc anume. Oriunde l-ar face, ar trebui să fie bine. În mod normal, orice oftalmolog care se ocupă de chestia asta poate cel puțin, poate nu are aparatura necesară, dar cel puțin poate să ridice suspiciunea de glaucom și să-l trimite pe pacientul respectiv spre un centru de glaucom. În afară de asta, este foarte important ca pacientul să-și pună picăturile. Nu e o chestie grea, să-ți pui o picătură seara, la ora 9, nu e o chestie dramatică. Ok, poate ustură puțin, poate deranjează puțin, dar nu e o chestie imposibil de făcut și sunt mulți oameni pe pământul ăsta care fac chestia asta fără niciun fel de problemă și simt boala sub control. Să-ți pui o picătură chiar de două ori sau, hai să zic, maxim de trei ori pe zi, că ăsta este cam tratamentul maximal în glaucom, iarăși este ceva foarte fezabil și care este ușor de realizat. Problemele, încă o dată, apar în cazurile dramatice. Ori pacienți care sunt neglijenți și nu își pun tratamentul, ori la pacienți care sunt descoperiți prea târziu. Există și forme agresive de glaucom, ori descoperite târziu, ori agresive, la care, în ciuda unui tratament corect, glaucomul avansează. Și în momentul în care avansează, poate duce la pierderea definitivă a vederii? În principiu, dacă pacientul este urmărit la 6 luni măcar, cum recomandă Societatea Europeană de Glaucom, dacă se descoperă că tratamentul nu e eficient, tensiunea crește sau boala avansează, se poate trece la alte forme de tratament. Tratament laser, chirurgia glaucomului, dar astea sunt ca și principiu pentru majoritatea cazurilor de rezervă în spatele tratamentului medicamentos cu picături. Sunt cazuri în care se recomandă pe prima în chirurgia. Există și asemenea cazuri sau tratamentul laser, dar astea sunt mai degrabă excepții. Astea sunt mai degrabă excepții și sunt rezervate fie unor pacienți necooperanți despre care știm că nu o să-și pună picăturile, fie unor forme specifice de glaucom, la care nu prea are cum să răspundă tratamentul cu picături. Iar la glaucomul cu unghi închis, tratamentul nu este ca și principiu cu picături. Se poate da tratament cu picături ca să se scade tensiunea inițial, pe urmă se face de obicei iridotomie, care o deschizătură la nivelul irisului, se face cu laser, nu e o procedură dureroasă și nici neapărat complicată și, în mod normal, după aceea, în majoritatea cazurilor, pacientul nu mai are nevoie de tratament, ci doar de urmărire periodică. Cam astea ar fi legate de glaucom. Sunt o grămadă de pacienți cu glaucom în România. Există și pacienți care au fost, cărora li s-a pus un diagnostic de glaucom în condițiile în care probabil că nu au glaucom, pentru că probabil că au fost și medici care n-au fost poate 100% siguri pe ei sau au opiniat că persoana respectivă, doamna respectivă, domnul, e un caz la limită,
Dar, din nefericire, ne lovim și de pacienți necooperanți. Nu avem încredere că pacientul o să vină la controle periodice. Și atunci au mai fost unii colegi care au crezut. Nu sunt sigur dacă el sau ea are glaucom 100%. Dar hai să-l punem pe tratament. Dacă are glaucom și vine peste 3 ani când nervul e deja distrus, că mie mi se pare că e un om neserios sau nu cred eu că o să vină sau. Nu este cea mai bună atitudine. Cel mai bine să educăm. Acum, ținând, trebuie să judecăm și de la caz la caz și nu mi se pare absurd ca într-un caz care este la limită și la care, într-adevăr, de că pacientul ăla nu o să vină, este știu eu de unde, din fundul pământului sau foarte greu se mobilizează sau a fost adus cu mari eforturi de copii și alminteri nu vrea să plece de acolo, poate că e mai prudent să-l pui pe tratament chiar dacă acest lucru va face să existe un număr de tratamente inutile. Nu este ceva ce aș face eu și nu este ceva ce fac, dar nici nu pot să reproșez neapărat unui confrate care alege soluția asta la un asemenea caz. Telespectatorilor aș da smite într-un singur lucru. Urmăriți-vă. Nu trebuie într-un loc sau un anume loc. Găsiți un centru de glaucom, găsiți un doctor cu care să vă înțelegeți bine și în care să aveți încredere și urmăriți-vă. Mergeți la cât vi se recomandă, la un an, la 6 luni, cei care sunteți cu glaucom și aveți tratamentul pentru așa ceva, puneți-vă tratamentul. Salvează vederi. Salvează vederi și poate salva chiar viața dumneavoastră. Asta a fost tot de aici, de la Optisima. Până data viitoare, noi vă spunem doar atât. Aveți grijă de voi și de sănătatea ochilor voștri. Grădinița pare la prima vedere doar un loc unde copiii noștri se simt în siguranță, unde noi știm ca părinți că este un mediu în care putem să-i lăsăm, în care copiii dorm, se distrează, mănâncă, însă rolul grădiniței în dezvoltarea copilului nostru este unul mult mai important. Care este rolul acesteia? Cum putem noi ca părinți să reușim să alegem grădinița potrivită pentru copilul nostru? Am ales să discutăm astăzi cu directoarea grădiniței Kluge Kinter din București, doamna Alexandra Vasilica. Bună ziua, în primul rând! Bună ziua! Bine ați venit la grădinița Kluge Kinter! Știu că în momentul în care v-ați apucat de această afacere, hai să-i spunem, erați practic doar un copil, nu ieși de pe băncile facultății, ați optat pentru o afacere destul de riscantă, pentru că totuși lucrul cu copii este ceva frumos, minunat, însă implică și anumite riscuri. De unde e ideea? Cum v-ați apucat de acest business? Este o responsabilitate uriașă, în primul rând, pe care mi-am asumat-o la vârsta de 24 de ani. Eu sunt absolventă a Academiei de Studii Economice, iar de mic copil am învățat limba germană. Era singura posibilitate prin care aș fi putut să împletesc cunoștințele economice cu limba germană, dar mai ales îmi plac copiii. Și atunci ideea unei grădinițe a venit cumva natural. Am vrut să fac ceea ce îmi place, iar grădinița a fost cea mai bună oportunitate. În ceea ce privește responsabilitatea, într-adevăr, sunt responsabilități uriașe în momentul în care ai o astfel de grădiniță, în primul rând pentru că vorbești despre copii. Ceea ce caută părinții atunci când vizionează grădinița este siguranța spațiului, siguranța pe care oferă cadrele didactice, iar toate acestea aduc, în primul rând, pe umerii mei o responsabilitate uriașă. Pentru că ne aflăm la o grădiniță, haideți mai bine să le spunem celor care se uită acum la noi, care este principalul rol în dezvoltarea personală a copilului. De ce ar trebui să ne aducem copilul la grădiniță, în primul rând? Și să nu alegem o bonă sau să lăsăm copilul cu bunica acasă. Rolul grădiniței în educația timpurie este fundamental. Copilul o să își dezvolte aici foarte mult limbajul, vocabularul, o să se dezvolte personal, o să își dezvolte abilitățile cognitive, intelectual, se dezvoltă personal, aici avem și un psiholog cu care lucrăm și pe de altă parte vorbim despre abilitățile sociale, copilul aici o să devină independent, o să se rupă de mediul familial pentru prima oară și o să fie o evoluție fantastică în câteva luni, ceea ce acasă nu zic că nu o să se întâmple cu o bonă sau cu o bunică, dar una e să ai un cadru specializat și să respecti o programă și alta e să ai un neprofesionist care se ocupă de copilul tău. Se vor face progrese, dar nu în același ritm, cu siguranță. Prima piată de încercare din viața părinților este intrarea în colectivitate, la creșă sau la grădiniță. Adaptarea copilului la o lume nouă necesită o pregătire temeinică, atât pentru părinți cât și pentru copil.
într-adevăr, este o schimbare majoră în viața întregii familii, și pentru copil și pentru părinți. Faptul că copilul începe grădinița este o schimbare care trebuie tratată step by step, pas cu pas. Părintele, în primul rând, trebuie să explice copilului că urmează o schimbare în viața lui. Ar trebui în prealabil să vină cu copilul, să-i arate clădirea, să-i spună ce urmează să se întâmple, să-i chiar să-i povestească, dacă a fost cazul, cum a tratat părintele grădinița. Experiența personală încurajează foarte mult copilul. Iar noi suntem deschiși, în sensul în care suntem de acord în momentul în care părintele decide să colaboreze cu noi și să înscrie copilul, suntem de acord să vină să stea cu noi în perioada de acomodare, chiar dacă nu în aceeași sală, dar să fie aici cu noi în grădiniță. Încurajăm ca acomodarea să se facă treptat. Niciodată nu se începe grădinița cu un program de 10 ore. Părintele optează pentru acel program. Părintele optează, trebuie ca măcar primele 2 săptămâni să aibă o disponibilitate mai mare din punct de vedere al programului. Și niciodată copilul nu trebuie păcălit. Niciodată nu-i spunem mă întorc, iar eu de fapt nu mă întorc, am plecat de tot. Pentru că copilul atunci se va simți abandonat și e normal ca acomodarea să se facă greu. Îi se va face, dar într-un timp foarte, foarte îndelungat și cu eforturi foarte mari din partea copilului. Grădinița noastră este o grădiniță autorizată de către minister, ceea ce înseamnă programa, respectă curriculum național și tot ceea ce înseamnă partea educațională aici se face conform instrucțiunilor date de minister în tot ceea ce privește evaluarea copilului, materiale autorizate, cadre didactice calificate. Care ar trebui să fie criteriile esențiale după care un părinte ar trebui să selecteze grădinița sau creșa pe care să o aleagă pentru copil? După ce anume trebuie să ne uităm? În primul rând, aș sugera proximitatea față de locul de muncă. În momentul în care alegi o grădiniță, e bine să o alegi aproape de locul în care petreci tu ca părinte cel mai mult timp și asta înseamnă locul de muncă. În momentul în care este nevoie să te poți deplasa rapid la grădiniță. Pe de altă parte, criteriile ar trebui să fie siguranța spațiului, așa cum vă spuneam și la începutul discuției noastre, trebuie să fie o clădire avizată din punct de vedere al pompierilor, din punct de vedere al siguranțelor electrice. Asta se pot discuta în momentul în care vii să vizionezi grădinița. Pe de altă parte, ar trebui să aleagă în funcție de vedere al programei, în funcție de așteptările pe care le are fiecare părinte în parte. Mă gândesc că e foarte important să se știe care este calificarea cadrelor didactice. Noi avem și ziua porților deschise, suntem deschiși la vizionări și este foarte important să știe că și-au lăsat copiii în siguranță. Pentru că ne vorbeați despre cadrele didactice, cum le selectați? Procesul de selecție este, cred că, unul dintre cele mai grele lucruri pe care le fac aici. Este dificil să găsești oameni calificați și totodată care să întrunească acele atribute umane, foarte importante în lucru cu copiii. Este important, pe lângă partea de calificare profesională, să fie persoane cu calm, cu răbdare, cu atenție distributivă foarte mare, pentru că vorbim de 10 copii care în același timp solicită anumite lucruri și care, de altă parte, trebuie supravegheați, exact ce vă spunem legat de siguranță. Cu multă răbdare, pentru că lucrul cu copii implică tot timpul o energie în clasă și atunci tot timpul trebuie să fii cu răbdare și cu calm să le explici lucrurile pe înțelesul lor. Pe de altă parte, trebuie să fie persoane sociabile care să lucreze bine cu părinți, pentru că avem 12 copii într-o grupă, ceea ce înseamnă 24 de părinți cu caractere diferite, cu așteptări diferite, iar educatoarea trebuie să fie persoană flexibilă, care se adapteze și să transmită mesajul așa cum trebuie, ca fiecare părinte să înțeleagă despre ce este vorba aici. Trebuie să colaboreze la fel de bine și cu părinții și cu copiii. Sigur că da, suntem în aceeași barcă împreună, în grădinița cu părinții, și atunci relația este creată de educatoare întotdeauna la grupă, nu neapărat de mine. Eu sunt cu partea organizatorică, ok, sunt în spate cumva, dar feedback-ul este transmis de către și evoluția copilului întotdeauna de către educatoare. Partea de alimentație este o parte foarte controversată în ultima perioadă. Avem varianta părinților care caută alimentația cumva fără procesare, și varianta bucătăriei tradiționale. Noi mergem pe varianta bucătăriei tradiționale. În momentul în care părintele își înscrie copilul, întotdeauna primește un meniu pe mail și ceilalți părinți, la fel, la începutul fiecare săptămâni, sunt informați asupra acelui meniu. Este un meniu echilibrat, gândit și conceput de un medic nutriționist,
nutriționist și se face o anchetă alimentară undeva la 3 luni în care se analizează cantitatea de lactate, de proteine, de glucide, zahăr, sare pe care o primesc copiii la un anumit număr de porții. În ceea ce privește bucătăria, noi gătim aici, iar alergiile, într-adevăr, sunt din ce în ce mai mulți copii alergici în ultima perioadă. Noi ținem cont de lucrul acesta în momentul în care copilul este înscris la grădiniță, se completează o fișă și suntem informați. Se gătește separat pentru acel copil. Avem, de exemplu, foarte mulți alergici la proteina de lapte și la ou. Și atunci totul se adaptează în funcție de nevoia copilului. Sau dacă într-o zi, de exemplu, copilul trebuie să mănânce regim, la fel, în ziua respectivă se adaptează meniul pentru copilul respectiv. Asta înseamnă, bineînțeles, o comunicare foarte bună cu părintele, să nu ne ascundă lucrul la ziua respectivă. Gătim cu foarte puțin zahăr, fără sare, nu prăjim nimic, totul este făcut la cuptor sau fript. Carne de pui, de curcan și de vită. Încercăm să asigurăm o alimentație cât mai sănătoasă, dar v-am spus, respectăm un meniu tradițional românesc. Acoperiți vacanțele, weekendurile? Da, acoperim vacanțele de la stat. Nu le respectăm în sensul în care, din punct de vedere educațional, da, sunt activități mai lejere, dar nu închidem grădinița, pentru că vorbim despre o grădiniță privată. Părinții n-ar putea, cei mai mulți dintre ei, să respecte grădinițele, vacanțele de la stat. Nu au avea cu cine să lase copiii. Și atunci noi suntem aici, mai puțin în perioada sărbătorilor de iarnă și a zilelor legale libere. Cum se face comunicarea cu părinții? Cum îi informați în legătură cu activitățile, eu știu, diversele probleme, știu, pe care le întâlniți în comunicarea cu copiii în clase? Țineți cont de părerile lor? Este foarte important, așa cum vă spuneam, să fim în aceeași barcă și atunci comunicarea esențială. Fiecare săptămână, fiecare clasă, fiecare grupă de copii are alocată o zi pe săptămână pentru comunicarea cu părinții. Asta înseamnă că educatoarea este disponibilă pentru consultații individuale. De asemenea, există aceste ședințe cu părinții pe care însă nu le facem la nivel de grup, pentru că ne-am dat seama că nu sunt foarte eficiente, ci le facem la nivel individual. Fiecare părinte se întâlnește cu educatoarea pentru a discuta evoluția copilului. Pe de altă parte, educatoarele sunt cele care preiau și predau copilul în fiecare dimineață de la părinte, iar atunci se face o comunicare zilnică de transmitere a ceea ce a făcut copilul în ziua respectivă. Dar pentru o comunicare mai bună și o discuție mai amplă, m-am spus, există aceste ore de consultație și ședințele individuale, pe care părinții le apreciază. În ceea ce privește ceea ce ne spun părinții, preluăm feedback-ul de la ei și încercăm de fiecare dată să îmbunătățim ceea ce ne spun, pentru că e foarte important să avem o comunicare bună și încurajăm asta. Și dacă tot îi chemăm pe părinți, e normal să ținem și cont de ceea ce ne spun. Pentru că emisiunea noastră se intitulează Creatori de Destine. Sunt educatorii creatori de destine? Cu siguranță. Cu siguranță suntem oameni care putem aduce un plus în lumea în care trăim prin faptul că noi creăm oameni. În primii ani de viață copilul se formează și ne dăm seama, apropo de responsabilitate, că avem o responsabilitate uriașă. Faptul că suntem aici 10 ore pe zi cu acești copii, care uneori devin ca și copiii noștri, putem să spunem că creăm destine, creăm personalități, creăm caractere și împreună cu părinții ne asigurăm că am pus bazele a ceva solid împreună. Sunt Aurel Pătru, vicepreședintele Federației Române de Arte Marțiale și antrenorul echipei naționale de karate Shotokan SKDON. Lumea karateului românesc trăiește o dramă. O dramă pentru că unul dintre cei mai buni practicanți de karate pe care are România, capitanul echipei naționale de karate Sorin Cârciu, are băiețelul cel mic grav bolnav. Este diagnosticat cu o tumoare în zona ficatului și are nevoie urgent de tratament și de susținere financiară.
ne-am strâns toți cei din lumea artelor marțiale să-l ajutăm și mă bucur că foarte mulți au răspuns pozitiv. Am organizat o gală extraordinară în care au participat foarte mulți sportivi, dar pe lângă aceasta este nevoie de ajutor. Vă rugăm pe toți cei care puteți să ajutați, pe toți cei care puteți să donați, să fiți alături de CIUI. Până la urmă este vorba de viața unui copil, este vorba de un suflet pe care noi putem să-l salvăm și puterea stă în noi și putem să demonstrăm, mai ales că se apropie Crăciunul acum și că sunt sărbătorile de iarnă, că se poate întâmpla o minune. Vă mulțumesc mult de tot și vă rugăm să fiți alături de noi.